comună de la mine, care se numea pe atunci Lumina Budac, era în județeană, eram unul din juniorii echipe, pe urmă am evoluat la... Antrenamente? Da, da, făceam antrenamente, pe urmă am evoluat la echipa de seniori, eram juniorul la echipa de seniori, jucam fotbal, era o pasiune de din partea mea, chiar și când am ajuns la liceu, am fost la junior la Gloria, aici, sigur, adică am încercat să îmbin și munca și sportul și toate să le, să le împlinesc. Asta înseamnă că ați avut parte de o copilărie fericită. Cum a fost educația pe care ați primit-o din partea părinților? Cum o considerați la acel moment? Erau părinții cu dreapta sau mă mai lăsau să mai fugiți pe afară? Chiar mi-aduc aminte, în calitatea mea de președinte, și asta alerg în tot județul, pe la școli, la deschideri, la probleme care sunt, și mi-aduc aminte și chiar spuneam la mulți părinți din localități unde mă deplasez că acum, numai un pic, dacă pe un copil îl urechează un pic sau îl mustruiește un pic sau vorbește un pic mai cu un ton ridicat, deja părinții sunt nemulțumiți și așa mai departe. Atunci când eram eu la școală, nu mi-aduc aminte, clasele 1-8, venea tata la ședință și spunea: doamna, luați-l de urechi, puneți-l, dați-l în palmă, faceți, niciodată n-a venit să se certe cu profesor. Chiar din contră, îl încuraja pe profesor să fie mai aspru cu noi și să fie mai aspru și să putem învăța și să putem face. Niciodată. Chiar e un lucru care, vă spun, mă miră la ora actuală, acum am mulți părinți că intervin în favoarea copiilor, pentru că dacă e un pic ridicător, un profesor sau ăsta, deja sunt nemulțumiți. Cum a fost anii de școală de la Budac? Vă mai amintiți învățătoarea, învățătorul? Sigur, mă bucur. Am avut profesori buni, am avut diriginți. Chiar am avut o dirigintă clasă la 5-a, 8-a, o dirigintă, doamna Borșa, mi-aduc aminte. Am avut o directoare foarte severă, ne preda limba română și mi-aduc o clipă, o amintire deosebită din acea perioadă. Eram în clasa 8-a și aveam un coleg de clasă, era un pic mai mare ca mine cu 2 ani, sigur, rămânând repetent, un coleg de-a meu, unul peptenar, Dumitru Weber, îi spuneam noi. Corect. Da. Și el venea, fiind mai mare, venea tot timpul îmbrăcat în pulovere roșii, îmbrăcat de... culori mai țipătate. Da. Și nu, atunci aveam uniformă, cămăși, cum se purta atunci pe vremea aceea. Și sigur îi spune directoarea: cum de n-ai venit și tu să-ți iei o cămașă frumoasă și un sacou frumos? Și eu de acolo am comentat din col și am zis: da, așa, poate că așa îi place. Și m-am și luat directoarea și zice: care a comentat, eu? Și nu, niciodată am fost luat la o serie de palme și de părciuni și urechi și așa mai departe, pentru că mi-a rămas o amintire, încât totdeauna trebuie să te controlezi înainte de a vorbi și ce trebuie să vorbești. Și asta a fost o învățătură bună pentru mine și sigur am rămas cu o amintire pe undeva plăcută, că am luat alt de ceea ce sigur n-am vorbit atunci când tot trebuie și de ce am vorbit și am comentat. În acea perioadă a copilăriei și când erați la școală, ați fost tratat altfel pentru faptul că erați de etnie romă? Ați considerat, ați simțit așa ceva la acel moment? Nu, n-am simțit, pentru că, vă spun, eram în clasa 8-a, nu știu acum, deja văd că scad de natalitate la copii, eram două clase de 8-a, dacă era clasa 8-a A și B, eram în clasa 8-a, eram vreo 15 copii de rom din comună, care eram în clasa 8-a A și mai erau vreo 15 clasa 8-a avea și eram mulți copii de rom și sigur totdeauna, adică n-am fost niciodată marginalizat sau dat deoparte să se simte ceva. Totdeauna am fost puși în față, totdeauna am avut aceleași lecții, aceleași treburi, am fost ascultați, niciodată nu s-a făcut nicio diferență, nici atunci, nu știu, poate că am avut profesori buni, întrucât diriginta provenea chiar din comună, din Budacul de Jos, era localnică de acolo și știa situația și cunoștea pe fiecare în parte, chiar și pe părinții cunoștea. Cum se făcea școala atunci, având în vedere că erați la o școală mai mică de la țară? Se făceau orele, se țineau, puteați să învățați pe cât ați fi vrut? Da, să știți că se făceau ore mult, nu știu, poate acum nu știu cum se procedează, când am mai participat prin școală, am văzut, dar se făceau ore, adevărat, se făceau ore cu
exigență, se făceau după masă, aveam ore de, făceam pregătiri, ne făceam consultații, cum era, cum se spunea pe acea vreme, ne chema după masă la școală, ne făceam temele, ne verifica, ne asculta. Sigur, se făcea o școală, cum se spune, strictă, cum era și pe vremea lui Ceaușescu. Cred că nu se pune problema în orice localitate atunci pe vremea aceea să nu se facă școală cum trebuie să se facă. Având în vedere că ați fost mai mulți frați, cum v-ați înțeles în acea perioadă a copilăriei? Eu știu, vă furați jucăriile sau vă lăsa pe fată mai repede? Am emoții, sigur. Fratele meu cel mai mare, așa cum am amintit, care a avut accident, la statură, poate că era un pic mai mare, poate că ne mai hâriam, că atunci pe vremea aceea, noi niciodată, cum v-am amintit, lucram în vacanță, mergeam la Cluj, nu mi-am aduc aminte, și mergeam la studenți în HD-ul, cum se spunea atunci, și cumpăram blugi, că atunci nu se găsea blugi, cumpăram tricouri de alea, cum se purta atunci, mai șmechere, salopeta de blugi, cum se purta atunci. Și sigur, țin minte că ne mai hrăiam cu fratele meu, că bam, lua tricou, bam, lua, eu îi luam eu și așa ne mai luam hainele unul la altul, când și el mergea tot așa, mergea și își cumpăra haine și atunci, sigur, prin asta ne mai hrăiam. Sau, de exemplu, el mergea la discotecă seara, era mai mare ca mine și mergeam și eu acolo și spunea, tu du-te acasă, hai, nu, n-ai ce căuta. Și ne mai hrăiam că de ce mă trimite pe mine acasă și el de ce stă. Adică lucruri. Și cu ceilalți doi frați mai mici? Cu ceilalți doi frați îs mai mici ca mine, sigur, cu vreo 7 ani. Mi-aduc aminte că eu i-am grijit, eu i-am crescut într-o perioadă pentru că maica mea avea servici. Și Dumnezeu s-o odihnească pe bunica mea, eu mergeam la bunica, îi duceam, îi aduceam, mergeam cu ei pe terenul de fotbal, îi puneam acolo. Și eu mă jucam fotbal și veneam repede să văd ce fac, care este, și tot timpul pe undeva am avut grijă de ei și am crescut, pentru că și taică mea, așa cum spuneam, și maică mea aveau servici pe vremea aceea și sigur eu eram copilul care eram la casă cu animale, aveam bivoli atunci, aveam pe lângă casă, lemne, trebuia să pregătesc. Mi-aduc aminte că eram cel mai mare și mai pregăteam chiar și mâncare. Când venea maica mea și taică mea, l-așteptam, că nu știam de când să fac cartofi prăjiți sau cartofi... Tot era ceva de când nimic. Îi așteptam cu mâncare. Adică au fost amintiri plăcute și amintiri care, sigur, le-am... Adică viața mi-am făcut-o în așa fel încât de la părinți am primit o educație încât tot ce am făcut să fac în așa fel încât să fie bine. Ați pățit vreodată să ieșiți din cuvântul părinților și să fiți pedepsit într-un anumit mod, sau să fiți, să luați o bătaie mai bună? Sigur, mi-aduc aminte și de perioade de genul ăsta, pentru că mai făceam și prostioare, mai lipseam de la școală, eram, mă băgam în anturaje cu fotbalul, cu una alta, mai fugeam de la ore, de la cursuri și sigur se auzea până la urmă la taică mea, ne lua și ne lua cu Jordan, nu niciodată, și ne lua, de fugeam tărotă după masă și mă ascundeam după pat.